Crucea Duhitru Cornilus Epistola Sufronicească a lui Iuda, pagina 1204, versetele 5, 6 și 7. Vreau să vă aduc aminte măcar că știți odată pentru totdeauna toate aceste lucruri. Că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. El a păstrat pentru judecata zilei mari, celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Tot așa, Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor care se dăduseră ca și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă suferind pedeapsa unui foc veșnic. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Așa după cum am vorbit și duminica trecută în dimineață, în această carte deosebită a lui Iuda, am spus că omul acesta ne prezintă adevăruri fundamentale bazate pe trei argumente. Așa, numitele triade despre care am vorbit în câteva cuvinte duminica trecută, nu le mai amintesc acum, în versetele acestea 5, 6 și 7, omul acesta încearcă să ne pună înainte, să ne prezinte niște adevăruri fundamentale în baza unor lucruri care s-au întâmplat în trecut. Și spune așa, vreau să vă aduc aminte. Vreau să aduc aminte și să ne aduc aminte anumite lucruri. Ne prezintă, în primul rând, Israelul în pustiu, și despre el am vorbit duminica trecută. Apoi, în al doilea rând, ne prezintă îngerii care nu și-au păstrat vrednicia și au căzut. Și, în al treilea rând, ne prezintă Sodoma și Gomora. Sodoma și Gomora. În această dupămasă ne vom opri la versetul 7, la Sodoma și Gomora, și data viitoare, probabil, o să revenim la versetul 6, pentru că la versetul 6, acolo sunt foarte, foarte multe detalii. Tot așa, Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor, care se dăduseră ca și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă suferind pedeapsa unui foc veșnic. Fără să mă consult cu fratele Ilie, dau seama că sunt călăuziți de același Duh. Am amintit anumite lucruri pe care și eu vreau să le amintesc în această dupămasă. Sodoma și Gomora, cum ne vorbesc aceste cetăți? Cum vorbesc bisericii astăzi, Sodoma și Gomora? Așa cum am spus că Iuda prezintă câteva tablouri ale trecutului prin care vorbește bisericii de azi lucruri actuale. Atunci când vorbim despre Sodoma, atingem subiecte foarte sensibile. Și voi fi nevoit în seara aceasta să ating cel puțin două subiecte destul de sensibile. Atingem subiecte mai puțin abordate. Dar vrem să constatăm un lucru și anume că trăim vremurile din urmă. Și Biserica Domnului trebuie să se pregătească. Luca, capitolul 17, cu versetul 28. Luca 17, cu 28, prima parte a versetului spune așa. Cum s-a întâmplat în zilele lui Lot, se va întâmpla Aidoma. Cum s-a întâmplat în zilele lui Lot, se va întâmpla Aidoma. Adică, înainte de venirea Domnului Iisus Hristos, se vor repeta sub ochii bisericii vremurile și zilele care s-au petrecut sub ochii lui Lot. Ceea ce s-a petrecut în Sodoma și Gomora, frate și surori, la asta se referă Sfânta Scriptură. La fel, deci, identic. Și vreau să vă spun că societatea de astăzi este cam acolo. Este cam acolo. Păcatul Sodomei a fost un păcat ieșit cu totul din sfera naturalului. Și o să vedem lucrul acesta. Și Biblia îl mai numește sodomie sau homosexualitate. Când se referă Sfânta Scriptură la păcatul Sodomei și Gomorei, se referă la homosexualitate sau la sodomie. Și așa cum am spus, societatea noastră, fașezurilor, este cam pe acolo. Uitați ce se petrecea în Sodoma. De ce nu este chiar acolo? Dar se îndreaptă spre acea culme. În capitolul 19 din Genesa, versetul 4 la 9 spune așa. Când acei îngeri, acei oameni, bărbați, au uitat în casa lui Lot, spune în versetul 4, dar nu se culcaseră încă și oamenii din cetate, bărbații din Sodoma, tinerii și bătrâni, deci toată cetatea, tot și mai spune ceva în continuare, tot norodul a alergat din toate colțurile. Să ne putem da seama de gravitatea situației care se află acolo și așa cum am spus, să putem conștientiza în ce perioadă ne aflăm noi ca și istorie, ca și societate.
Și spune așa. Deci bătrânii, tinerii, toți s-au apropiat și au înconjurat casa și au chemat pe roși și au zis: unde sunt oamenii care au intrat la tine noaptea aceasta? Și spune în continuare: scoate-i afară la noi ca să ne împreunăm cu ei. Ca să putem da seama cât de grav era lucrul acesta în ochii lui Dumnezeu. Și continuă cuvântul lui Dumnezeu și spune: Lot a ieșit afară la ei, la ușă, a încuiat ușa după el și a zis: fraților, vă rog, nu faceți o asemenea răutate. Iată că am două fete care nu știu de bărbat. Și oamenii aceia au spus: nu ne trebuie fetele astea. Ne trebuie bărbați. Și apoi, în continuare, îl amenință pe lor și spune: ei bine, o să-ți facem mai rău decât lor. Deci o societate decăzută, o societate depravată, o societate ieșită în afară, în afara naturalului, dacă vreți. În ochii lui Dumnezeu și în ele lui Dumnezeu, lucrul acesta era un lucru foarte scârbos și vom vedea în continuarea expunerii mesajului. În zilele noastre, frați și surori, asistăm la un astfel de păcat, nu doar permisiv, ci la un astfel de păcat al homosexualității legiferat. Am spus că voi aborda acest subiect, aceea este un subiect mai sensibil și probabil mai rar se vorbește despre așa ceva, dar este un subiect foarte, foarte actual și trebuie să ne dăm seama că noi, de fapt, trăim acele vremuri, acele zile din vremea lui Lot. Și așa cum am spus, trăim în societatea de astăzi, păcatul acesta nu este doar permisiv și legiferat, devenind un drept constituțional în Statele Unite ale Americii. După cum bine știm, anul acesta, pe 26 iunie, Curtea Supremă a Statelor Unite ale Americii a legiferat căsătoria între persoanele de același sex. Bărbat-soț cu soție-bărbat. Tot bărbat. Da? Apoi femeie-soție cu femeie-soț. Deci lucrul acesta a fost legiferat. Vreau să vă spun că acest fapt și această decizie va influența întreaga lume. Există o mărturie a unor frați care au fost la noi în Orăștie, când a fost speranța pe stadionul Orăștiei, la sala Astra se ținea un alt fel de conferință, care erau niște frați, nu mai știu din ce țară, erau în scapă numele țării respective, dar oamenii aceia, am urmărit pe internet un documentar al lor, au prezentat imediat după ce s-a dat această decizie din partea Curții Constituționale Americii, anumite persoane din America au venit la ei în țară și au forțat oarecum guvernul țării să aprobe acest păcat extraordinar de mare. Dacă nu vor aproba și nu vor fi de acord cu ei, își vor ridica toate influențele lor de acolo, tot ceea ce au investit își vor ridica din acea țară și vor pleca și țara va fi destinată unei sărăcii extraordinare. Și atât că oamenii și țările sunt forțate încet încet să aplice, să fie de acord cu ceea ce a stabilit Curtea Constituțională, Curtea Supremă, de fapt, a Statelor Unite. Vreau să vă spun că acest lucru a influențat inclusiv țara noastră. În ianuarie sau februarie, nu mai știu exact, anul curent, 2015, postul de televiziune TVR1 a fost făcută o emisiune, în mod special cu tema aceasta. Erau niște oameni, niște sociologi și au și niște oameni, niște preoți acolo, care vorbeau împotriva homosexualității și spuneau niște oameni cu frică de Dumnezeu că este un păcat care aduce niște consecințe grave. Asta s-a întâmplat în ianuarie. Decizia Curții Supreme, frați și surori, a fost în iunie. Și după ce decizia a fost dată în iunie, guvernul a somat și chiar a vrut să dea în judecată postul de televiziune, pentru că a avut acea emisiune până să nu fie încă această decizie a Curții Supreme. Și vreau să vă spun că va influența foarte, foarte mult în lumea întreagă și în cel și în țara noastră această decizie. Și asistăm la ceea ce Biblia numește sodomie, la ceea ce Biblia numește Sodoma și Gomora. Și vedem cum se împlinesc vremurile și zilele din timpul lui Lot. O soră de-a noastră a avut, după, probabil că ați urmărit într-un fel sau altul știrile creștine, a avut o afacere și nu mai are afacere, respectiv a pierdut-o, în care făcea flori, buchete de flori, aranjamente florale, pentru anumite căsătorii și evenimente. La ea, la florărie, s-au prezentat doi
bărbat și a spus vrem să ne faci florile pentru căsătoria noastră. Și ea, o femeie, cu frică de Dumnezeu, a spus, eu nu fac astfel de aranjamente pentru o căsătorie între homosexual. Nu sunt de acord cu ea. Știi ce s-a întâmplat cu ea? A fost băgată în închisoare. A fost băgată în închisoare. A refuzat lucrul respectiv și a fost băgată în închisoare. Și după, până la urmă, a fost scoasă afară, a fost eliberată, dar nu mai are dreptul să facă, să aibă afacerea respectivă. Deci, încet, încet, influențele respective, ce au fost luate de Curtea Supremă, acea decizie va influența, într-un fel sau altul, mai mult sau mai puțin, țara, societatea în care noi trăim. Vreau să vă spun încă un lucru. În anul 1973, Colegiul de Psihiatrie al Americii numea homosexualitatea, sodomia, o boală mentală, o boală de psihiatrie. În 73, cel care spunea că este așa ceva sau că este pentru așa ceva, era considerat o persoană care are probleme cu cap. Iată că după câțiva zeci de ani, este normal să fie așa. Adică este normal ca toți să avem probleme cu cap. Dragii mei, trăim vremurile din urmă. Trăim vremurile din urmă. Să știți că păcatul acesta și această idee, care este o idee satanică, va fi promovată încet, încet în școli. În Europa de Vest există școli primare care au o astfel de educație în școli integrată. În America există state care au o astfel de educație integrată în școlile primare. Mi-a plăcut anul acesta, anul trecut, mai știu exact, decizia pe care a luat-o ministrul învățământului. A avut o poziție extraordinară. El a refuzat educația sexuală în învățământul primar. Au încercat să introducă educația sexuală în învățământul primar, clasele a doua și a treia, dar ministrul învățământului s-a opus, a spus, nu este bine. Dar poți vedea că vor schimba ministrul ca să poată să integreze treaba aceasta în învățământ. Pentru că în spatele tuturor lucrurilor ce se petrece în lumea aceasta, există și un duh al celui rău, al diavolului, care va influența lumea în felul acesta. Păcatul Sodomei, face surorme, este numit și o desfrânare stranie. Adică desfrânarea este cunoscută între un bărbat și o femeie necăsătoriți. Asta este desfrânarea din punct de vedere biblic. Desfrânare stranie se referă la cu totul ceva ieșit în afara naturalului. Și vreau să vă citesc din același verset pe care am citit din Iuda, versetul 7, din alte traduceri, de exemplu, traducerea Bartolomeu Anania spune așa, s-au dedat la desfrânare și au umblat după un trup nefiresc. Traducerea Fidelia spune, s-au dedat curviei și au mers după altă carne. Biblia de Iași 1874 spune așa, care asemenea acelor îngeri au făcut-o desfrânare și au umblat-o după carne străină. Așa erau cuvintele în vremea respectivă. Biblia Cantacuzino, da, este prima Biblie întreagă tipărită în limba română pe vremea domnitorului Șerban Cantacuzino în 1688, spune așa, asemenea acestui chip îngeresc au curvit umblând de înapoi al altor trupuri. Și se referă în mod special la o desfrânare ieșită cu totul din sfera naturalului. Nu este natural ca un bărbat să umble cu un bărbat. Sau o femeie să umble cu o femeie. Natural este ca un bărbat să umble sau să trăiască cu o femeie, desigur, dacă sunt căsătoriți. Asta este legea lui Dumnezeu. Este împotriva naturii umane ca cineva să spună, este normal ca bărbatul să căsătorească cu bărbatul și soția să căsătorească și femeia cu femeia. Adică să fie bărbat soț și bărbat soție. Femeie soție și femeie soț. Este ceva ieșit din toată sfera aceasta a naturalului pe care Dumnezeu a lăsat-o în lumea noastră. Homosexualitatea este o urăciune. Uitați ce spune Levitic 18:22. Și vreau să vă citesc din Sfânta Scriptură. Spune așa. Să nu te culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie. Este o urăciune. Asta spune Dumnezeu. Apoi, uitați, 20:13, tot Levitic spune că este ceva scârbos. Dacă un om se culcă cu un om, cum se culcă cineva cu o femeie, amândoi au făcut un lucru scârbos. Să fie pedepsiți cu moartea, sângele lor să cadă asupra lor. Și locul lor va fi, dragii mei, în Apocalipsa 21:8, când vorbește Biblia despre locul
acelor persoane care fac așa ceva sau care sunt de acord cu așa ceva, spune în felul următor. Dar cât despre fricoși, negădicioși, scârboși, ucigași și continuă. Dar acolo sunt integrați și scârboși, adică persoanele care sunt de acord cu așa ceva și care spune, este normal să fie așa. Dacă cei de sus spun că e ok, suntem și noi de acord. Noi nu facem bine, dar suntem de acord. Tolerăm lucrul acesta. Astea au fost zilele lui Lot. Și de fapt, dragi frați și surori, sunt și zilele noastre. Atunci când vorbim despre Sodoma și despre Gomora, ne referim de fapt la cinci cetăți. Sodoma, Gomora, Adma, Seboim și Soar. Le găsim în Geneza 14, 1 și 2. Sodoma este menționată în Sfânta Scriptură de 10 ori. În Vechiul Testament de 6 ori, în Noul Testament de 4 ori. Și este oarecum proeminentă. Ea este cea care promovează lucrurile și celelalte cetăți încet, încet se afiliază la ceea ce Sodoma, spune. Aici apare Sodoma în cartea Genesa, în capitolul 13, acolo unde Avram discută cu Lot pe seama unor neînțelegeri. Și am spus la dimineață că vom privi puțin la Lot. Lot devenind, dovedind imaturitate. Omul acesta a dovedit o imaturitate extraordinară. Oamenii din Sodoma, spune versetul 13 din Geneza 13, erau răi din cale, răi și afară din cale de păcătoși împotriva Domnului. Adică Lot spune Biblia că a știut lucrul acesta, știind lucrul acesta, după cum bine știm, a acționat în defavoarea lui. Și duminica trecută chiar am vorbit despre cu cine ne asociem. Cu cine ne asociem. Și vreau să privim acum puțin la cum a alunecat Lot. Cum s-a dus Lot așa încet, încet în direcția aceasta, spre care el probabil se gândea că niciodată nu va ajunge în Sodoma, niciodată nu va ajunge ceea ce a ajuns în Sodoma. Uitați, Geneza 13 cu 10 spune așa, Lot și-a ridicat ochii și a văzut. Primul lucru pe care l-a făcut Lot și a început să alunece în partea aceasta a păcatului, și nu mă refer acum doar la acest păcat al sodomiei, în general, a fost faptul că Lot și-a ridicat ochii și a început să privească. A început să se uite, a început să privească spre Sodoma, a început să privească spre lume, a început să își ia privirile din calea lui Dumnezeu, din căile Domnului, și să privească spre alte direcții. Și uitați ce a văzut acolo. A văzut o amestecătură convenabilă. Spune aici, în continuare, a văzut toată câmpia Iordanului, era bine udată în întregime, înainte de a nimici Domnul Sodoma și Gomora, până la Țoar. Și uitați ce a văzut lor. Era o grădină a Domnului ca țara Egiptului. Ce-a văzut Lot? Lot a privit spre Sodoma și a văzut o amestecătură convenabilă. Adică a văzut și câmpia, a văzut și grădina Domnului, dar a văzut acolo și țara Egiptului. Adică, domnule, e convenabil pentru mine să trăiesc acolo. Pentru acolo se poate și cu Dumnezeu, se poate și cu lumea. Acolo îmi permit să fac și ce vreau eu, îmi permit să mă duc și la biserică. Îmi permit așa să cochetez și cu lumea și cu Dumnezeu. Aia am văzut loc. A văzut o situație convenabilă pentru el. Spunea, domnule, mă duc acolo pentru că e bine pentru mine acolo. Deoarece Lot avea Egiptul în inimă. Și primul pas greșit pe care îl face Lot, prima alunecare a lui, a fost faptul că s-a uitat, a privit spre ce nu trebuia să privească. În control privim noi, oameni buni, în ziua de astăzi, în societatea în care trăim, în vremurile în care trăim. Nu cumva ne-am luat ochii de la ținta noastră, care este Domnul Iisus Hristos și Împărăția lui Dumnezeu? Atunci când privim în altă parte, o să ne convină, pentru că fiii pământești îi place să îi dai și din lume, să îi dai și din Dumnezeu, ca să amegim spiritualitatea din noi, spunându-ne până la urmă fii cumva. Dumnezeu ne primește, Dumnezeu ne iartă. Asta a făcut omul acesta. Primul lucru a privit. Uitați, al doilea pas. S-a apropiat încet, încet de Sodoma. Spune versetul 11 și 12 așa. Lot și-a ales toată câmpia Iordanului și a mers spre răsărit. Astfel s-au despărțit ei unul de altul. Avram a locuit în țara Canaan, iar Lot a locuit în cetățile din câmpie și și-a întins corturile până la Sodoma. O Sodoma, eu la Sodoma nu se mă duc, zice Lot.
Eu mă duc până la Sodoma. Încet, încet o s-a apropiat. După ce a ridicat ochii și a privit și a gustat, a văzut momiala, diavolul la momii, încet, încet s-a apropiat. Domnule, eu nu o să ajung la Sodoma. Eu mă apropii așa cu foarte mare grijă, îmi cunosc foarte bine limitele, eu nu o să alunec în banda respectivă. Eu mă duc până la Sodoma. Nu e așa că parcă, într-un fel, ne vorbește și nouă treaba aceasta astăzi, în mod special tinerilor. Dom'le, eu stau acum lângă fata asta, chiar dacă nu ia pocăită încă. Ies așa cu ea puțin, stau numai lângă ea. Eu stau așa lângă băiatul ăsta, da? Nu, chiar dacă nu el pocăit. Dar nu mă stau lângă el, așa, nu mă apropii foarte tare. Eu stau așa lângă obiceiul ăsta, dar nu o să-mi fac niciodată. Mă apropii de el. Eu stau așa lângă anturajul acesta, eu nu fumez. Fumează ei, eu n-am treabă cu ei, eu nu fumez. Sub nicio formă, ei fumează. Dar stau așa lângă ei, eu îmi cunosc limitele, eu sunt o morală. Da? Asta am încercat să fac lor. Să meargă până undeva la o limită pe care și-a impus-o el, apropiindu-se doar. Pentru că a fost momit. Înțelegeți? Așa, asta este într-un fel și anume calea noastră. Credem că, într-un fel, Dom'le, noi ne știm păzit. Eu nu o să ajung până acolo. Palul bobocilor. Noi, eu nu mă duc acolo. Eu, sau dacă mă duc numai la început. Așa, o oră, până începe desmărțul. Nu mă apropii acolo unde nu trebuie. Eu îmi cunosc limitele. Mă duc numai puțin până lângă barul ăsta, nu mai intru în marginea ușii, mă uit cine e înăuntru, eu nu o să intru. Eu sunt foarte atent. Și încet, încet, ne prinde Sodoma, ne prinde păcatul. Și ni se pare că este normal să fie așa. Acum unor tineri și adolescenți nu le convine că soția mea lucrează în învățământ și e printre ei pe acolo, pe la școală. Mai aud niște lucruri care nu fac cinste nici familiilor din care fac parte și nici bisericii. Nu priviți și nu vă uitați crezând că sunteți stari și puternici. Asta este înșelăciunea diavolului. Și vreau să atenționez părinții care se aliază cu copiii permițându-le anumite lucruri împotriva Scripturii. Crezând că, Domnule, trebuie să fiu aproape de el. Așa îl câștig. Nu, așa îl pierzi. 100%. Mai repede sau mai târziu. Lot a privit, apoi s-a apropiat atent. Eu nu ajung în Sodoma. Și uitați al treilea pas pe care îl poate. Geneza 14:12. Omul care doar s-a uitat, omul care doar a mers până la Sodoma, și uitați 14:12, spune așa. Au luat și pe Lot, fiul fratelui lui Avram, care, afișează-te rog versetul 14:12, care locuia lângă Sodoma. Unde locuia? În Sodoma. Știți ce s-a întâmplat? Vedetul 11 spune așa, biruitorii, a fost un război acolo, Lot l-a pierdut. Și războiul a pierdut în momentul în care s-a uitat la ce n-a trebuit, atunci a pierdut războiul. Atunci. A mai trecut câtva timp ca să ajungă prizonier unde ea vorului. Pentru că biruitorii au luat toate bogățiile Sodomei și Gomorei și toate merindile lor și au plecat. Și spune că l-au luat și pe Lot. Care locuia unde? Eu am grijă. Eu mă uit, da? Îmi place, mă apropii, dar niciodată nu se cap în fața aia. Și vedem pe Lot că ajunge în Sodoma și ajunge să fie legat, să fie luat prizonier. Să fie luat prizonier. O privire nevinovată. O apropiere atentă. Și până la urmă, o cădere grosolană. O cădere grosolană. Știți ce este important? Ce mai este foarte interesant? Unde locuia Lot? Geneza 19:1 ne spune unde locuia Lot. Cei doi îngeri, pentru că așa face diavolul, ne face căpetenii la celor răi la un moment dat. Spune, cei doi îngeri au ajuns la Sodoma seara și Lot ședea la poarta Sodomei. Cine stătea la poarta cetății? Ca să ne dăm seama ce a ajuns Lot în Sodoma. La poarta cetății stătea primul ministru al cetății, stătea judecătorul sau consilierii.
doar ei. Restul cetății muncea de zori. Dar consilierii, pare din consilieri, judecătorul și primul ministru stăteau la poartă, unde îl vedem pe Lot. Îl vedem pe Lot, cel care doar l-a privit, cel care s-a apropiat atent cu grijă, cel care acum este în Sodoma, și îl vedem la poarta cetății, printre mai mari orașului. Acolo ajunge. Pentru că asta este schema diavolului. După ce ne prinde, să ne facă și de o cară. Să fie ponevită și biserica, să fie ponevit și numele Lui Dumnezeu. Spre ce privim, frați și surori? Unde vrem să locuim? Asta este lecția Sodomei și Gomorei este unde vreți să locuiți? Pe munte sau în vale, spre Sodoma? Nu priviți, dragii mei, tineri, frați și surori, nu priviți la lucrurile neîngăduite. Nu vă apropiați considerându-vă puternici. Pentru că vom ajunge sau veți ajunge victime sigure. Se apropie sărbătoarea dracului, Halloween-ul. Câți părinți să cumpăra costume la copii? Să le aruncați pe foc. Câți v-ați luat bostan, să-i pregătiți să puneți lumina în bostan? Noi n-ascundem lumina. Zice că în obrob, nu punem lumina în obrob. Noi o purtăm lumina. Vreau să vă spun câteva lucruri despre ea. Vreau să spun că această sărbătoare, Halloween-ul, este cea mai mare sărbătoare satanică. Se mai numește All Demons Night. Noaptea tuturor demonilor. Așa se numește această sărbătoare. Este o sărbătoare în cinstea zeului morții. Celebrăm moartea, morții, duhurile, zombii. Și din păcate ne afiliem și noi, că ieși la școală treaba asta, domnule. Atâtea lucruri nu faceți la școală, nu faceți nici pe asta. Fugiți de așa ceva. Este o influență demonică și ne expunem unor lucruri, după aceea plângem. Că ne-s copii depresivi, că se întâmplă nu știu ce. Dar noi am deschis sufletul lumii ocultismului. Și nu mai umblăm după lucrurile Duhului Sfânt să locuiască în noi. Dar facem loc diavolului. Se apropie această sărbătoare. Liderul bisericii sataniste a declarat că ei au două sărbători mari. Și diavolul întotdeauna imită lucrarea lui Dumnezeu. Și creștinismul are două lucrări mari. Două sărbători mari, nu? Învierea Domnului Iisus Hristos și nașterea Domnului Iisus Hristos. Și spunem noi, avem două sărbători mari. Una este Halloween-ul, așa cum am spus, care se celebrează între 31 octombrie și 1 noiembrie. Deci asta va fi sâmbătă spre duminică. Dar eu cred că școlile au pregătit ceva vinerea. Eu așa cred că totdeauna se pregătește. Evitați să luați parte la așa ceva. Și vom vedea treaba asta. În anul, iar la a doua sărbătoare mare este noaptea Valpurgiei, care este celebrată de 30 aprilie și 1 mai, este oarecum se numește și dezlănțuirea vrăjitoarelor. Dar acum se va sărbători noaptea tuturor demonilor. În noaptea Valpurgiei, noaptea dintre 30 mai, aprilie și 1 mai, în anul 1966, de această sărbătoare a fost înființată Biserica Satanistă. Ei își amintează treaba aceasta. Halloween-ul își are originea în ritualul druizilor, dacă vreți. Sunt niște ritualuri criminale. Erau niște ritualuri criminale. În cultura celților existau acești preoți numiți druizi, femei și bărbați. Celții este o cultură cu peste 3.500 de ani în urmă. Și oamenii aceștia, cultura sau celții, ocupau nordul Franței, Irlanda și Anglia de astăzi. Și ei aveau acești preoți, care se numeau druizi, și oamenii aceștia închinau diavolului și satanei tot felul de sacrificii și făceau tot felul de sacrificii animale și chiar umane. Sacrificau oameni și Biblia scrie că erau oameni care erau sacrificați pentru anumiți zei, îi sacrificau în cinstea zeului morții, în cinstea diavolului. În cinstea diavolului. Uitați ce spune Sfânta Scriptură în Levitic, capitolul 19 cu 31. Să nu vă duceți la cei ce cheamă duhurile morților, nici la vrăjitori,
Să nu întrebați ca nu cumva să vă spurcați cu ei. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Nu cumva să faceți ceea ce fac oamenii ăștia la această sărbătoare. Pentru că asta se fac. Invocă tot felul de lucruri. Vreau să vă mai citesc ceva. Tot din Levitic. Capitolul 20, versetul 6. Deci aici spune Biblia, că să vedeți treptele decadenței în ochii lui Dumnezeu la cei ce practică astfel de lucruri. Prima dată spune ca să nu vă spurcați cu el. Apoi, în versetul 6 din 20 spune, dacă cineva se duce la cei ce cheamă pe morți și la ghicitori, ca să curvească după ele. Deci, atenție, în ochii lui Dumnezeu, păcatul acesta este văzut ca un păcat al curvirii. Spune, îmi voi întoarce fața împotriva omului aceluia și îl voi nimici din mijlocul poporului lui. Și apoi încă a treia treaptă a decăderii, în versetul 27, care spune așa, tot din 20, dar dacă un om sau o femeie cheamă Duhul unui mort sau se îndeletnicește cu ghicirea, să fie pedepsiți cu moartea. Asta se întâmplă de decădere. Și în ochii lui Dumnezeu, un astfel de om este un om mort din punct de vedere spiritual. Asta trebuie noi să înțelegem. Dacă vrem să ne spulcăm din punct de vedere spiritual, dacă vrem să ne separăm de Dumnezeu, în ochii lui Dumnezeu este o curvie treaba aceasta, dacă vrem să devenim morți spiritual, putem să fim și noi partea sărbătorilor lor. Când e vorba de astfel de sărbătoare. Uitați ce spune un om, text Marx, este un cercetător al curentului New Age. New Age va fi, probabil, instaurată ca religie oficială atunci, probabil, când se va instaura până la urmă noua ordine mondială pe care lumea încearcă să o instaleze în lumea aceasta. Spune unul acesta pe un următor. Cercetările noastre confirmă faptul că noaptea de Halloween are loc sabatul demonilor, în care se sacrifică animale, în mod special pisici și câini. Și apoi li se consumă sângele. Asta fac sataniștii. Nu mai știu în ce țară din America, am un lapsus acum. Vorbea o persoană satanistă care s-a convertit la creștinism. Vrea că la oaspete sărbătoarea Halloween-ului există niște stadii. Adică primul stadiu este al inofensiv. Dom'le, eu nu fac asta. Eu nu stau așa pe lângă ei. Mă îmbrac și eu în vrăjitoare, dar n-am treabă. Că ăsta e primul stadiu. Și apoi tot avansează și spune omul acesta că la un stadiu mai înalt există niște oameni care au un stadiu mai înalt și o să că se întâlnesc la astfel de sărbători. Închidează de la morgile statului respectiv cadavre și le aduc împreună cu ei acolo ca să-i protejeze de îngeri. Așa se sărbează sărbătoarea a Halloween-ului. Pentru că morții sunt pline de oameni care nu sunt ridicați sau abandonați și mai departe, și oamenii aceștia închiriază și duc în jurul lor. Și își pun pe lângă ei și domnule, așa sărbătoresc. Ei, dragii mei, sărbătoarea aceasta este una păgână, ocultă, care nu are de-a face nimic cu Dumnezeu. Și nici noi nu trebuie să avem nimic de-a face cu ea. Noi nu ne dăm seama la ce ne expunem dacă luăm parte la așa ceva. Ne expunem la niște influențe demonice ale diavolului. De aceea noi trebuie să fim clar împotriva astfel de lucruri. Și cum am spus, lasă frate că copilul meu nu face treaba asta. Cum să omoare el câini și să bea sângele lor? Asta sunt lucruri care departe de noi. Asta sunt lucrurile fac sataniștii. Dar e suficient. E suficient să te joci cu ele. E suficient să te joci cu ele. Să privești la ele, pentru că avem exemplul lui Lot. Doar a privit Lot pe el, i-a plăcut ce a văzut, ne distrăm și noi puțin, o zi pe an. Ne distrăm și noi puțin, nu ne apropiem atât de mult încât să ne influențeze și după ce venim acasă. Și treptat, alunecăm în panta aceea și devenim așa, încolțiți de niște influențe străine. Și ne rugăm după aceea Domnului să ne elibereze și așa mai departe. Pentru că n-am fost atenți atunci când trebuia să fim atenți. Noi spunem nu aceste sărbători, dragilor. Și știți de ce? În primul rând, Ioan 14:16. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al vieții. Eu sunt calea, adevărul și viața, spune Domnul Iisus Hristos. Păi ce să sărbeze un morții și ziua morților, șaseului morții, când Dumnezeul meu este un Dumnezeu al vieții? Al doilea lucru.
În Ioan 8 cu 12 spune, Domnul Iisus Hristos spune, eu sunt lumina lumii. La sărbătoarea asta se sting luminile. Noapte să fie, beznă, îndurerii, să coboare demonii. Nu sărbăm așa ceva. Pentru că Dumnezeul nostru este Dumnezeul luminii. Eu sunt lumina lumii și noi trebuie să luminăm la rândul nostru. Apoi, Levitic 18 cu 30. Un alt argument care spune în felul următor. Să nu vă duceți la cei ce cheamă duhurile morții. 18 cu 20. Nu. 18 cu 30. Spune așa. Păziți poruncile mele și nu faceți nici unul din obiceiurile urâte, da? Urâte care se fac înaintea voastră. Nu spune Dumnezeu că toate obiceiurile țării noastre sunt urâte. Dar noi trebuie să vedem care sunt obiceiurile urâte și să nu luăm parte la ele. Dom'le, e 1 decembrie, ziua țării, cântăm tricolorul. Ne bucurăm pentru națiunea noastră. E 8 martie, Dumnezeu să binecuvânteze surorile. Amin. Deci sunt lucruri frumoase pe care trebuie să le apreciem. Dar spune Dumnezeu, când vine vorba de obiceiuri străine, urâte, spune, care se fac înaintea voastră, ca să nu vă spurcați cu ele, eu sunt Dumnezeul vostru. Și vreau să vă aduc un alt argument. Din Efeseni, capitolul 5, versetul 10 și 11. Aici ne cer Dumnezeu mai mult decât ceea ce am spus până acum. Efeseni 5, 10 și 11, spune așa 10. Cercetați ce este plăcut înaintea lui Dumnezeu și acum. Și nu luați deloc parte la lucrurile neroditoare ale întunericului. Ce se întâmplă acum? Au loc astfel de lucruri viitor peste câteva zile. Au loc. Și spune, ba încă mai degrabă osândiți-le. Deci Dumnezeu ne cheamă potrivit acestui verset din Noul Testament nu doar să nu luăm parte la ele, ci să le osândim. Adică să le spunem oamenilor care practică așa ceva, oameni buni, nu e bine. Nu e bine ceea ce faceți. Pentru că, știți, există păcate prin omitere și prin comitere și prin omitere. Adică când un lucru îl faci, eu știu, am spart casa unui om. Am vrut să o sparg. Asta am comis eu pentru că am vrut. Dar există păcate prin omitere. Adică știu că un lucru nu-i bun și nu spun nimic oamenilor. Îi las să meargă rătăcirea lor. Dumnezeu spune, nu luați parte deloc la lucrurile neroditoare ale întunericului. Ba încă, mai degrabă, osândiți-le. Așa că, dacă cumva aveți acasă costumații din Halloween, sau v-a spus de gând să luați parte la așa ceva, să nu faceți așa ceva. Este un lucru împotriva lui Dumnezeu, este un lucru demonic, satanic, care este străin de Dumnezeu și care vă va influența negativ casa, copiii și tot ceea ce este în jurul dumneavoastră. Oricum am ieșit și alte absențe. Că mai iau 2-3 în plus, nu e nicio problemă. Ducem scutire medicală. Avem scutire medicală. Găsiți situații să vă feriți de așa ceva. Revenim la loc. De dimineață n-am predicat așa mult, așa că vă mai țin un pic. Cum a ajuns Lot în Consiliul orașului? Că la el am rămas. Am vorbit despre Lot, am văzut cum a ajuns în Sodoma, am văzut ceea ce urmează să se petreacă și nu cumva să alunecăm, să privim, să ne apropiem și să alunecăm în banda aceasta. Dar cum a ajuns Lot în Consiliul Sodomei? V-ați gândit la asta? Există o variantă probabilă. Amintiți-vă, eu zic probabil lui Avram. Cele 5 cetăți, Sodoma, Gomora, Adma, Țeboim și Țoar, au fost bătute și luate prizoniere de coaliția celor 4 împărați. Da? Asta s-a întâmplat. Lot a fost dus în rob și cineva a venit și a dat de veste lui Avram. Omul acesta a luat 318 din cei mai puternici oamenii lui și s-a dus și ce a făcut? A bătut pe acei împărați. După ce a bătut pe acei împărați, uitați ce oferte îi face împăratul Sodomei. Pentru că asta totdeauna are niște oferte extraordinare. Exact, e precum e diavolul. Uitați ce spune aici. Versetul 21 și 22 din capitolul 14. Împăratul Sodomei a zis lui Avram, dă-mi oamenii mie și ține bogățiile pentru tine. Asta face diavolul. Dă-mi sufletul tău mie și bogățiile nu mi le ai tu. Vrei să te distrezi? Distrează-te! Dar să știi că sufletul
tău o să ne aparțină mie. Și vine împăratul Sodomei și face această propunere lui Avram. Știți ce răspunde Avram? Așa trebuie să răspundem și noi. Avram a răspuns împăratului Sodomei, ridic mâna spre Domnul Dumnezeul cel preanalt, ziditorul cerului și a pământului, și jur că nu voi lua nimic din tot ce este al tău. Nimic nu. Dar probabil, după ce omul acesta nu a luat nimic și s-a retras în munte, acolo unde era lui casa, locul lui, oamenii aceștia din Sodoma au văzut că Lot e neam cu el. Păi dacă omul ăsta, care e general de armată și așa de puternic, are un nepot aici pe noi, hai să-i dăm o poziție aici în cetatea asta, că probabil că e și el bun la ceva. Probabil că așa a ajuns Lot să fie mai mare în Sodoma. Mai mare în Sodoma. Vreau să concluzionez încet, încet. Și există două lucruri aici când vine vorba de acest război. Pentru că primul război menționat în Sfânta Scriptură, frați și surori, este războiul legat de Sodoma. Primul război menționat în Sfânta Scriptură este războiul legat de Sodoma. Și prima luptă și război pe care noi trebuie să-l dăm este lupta împotriva poftelor firii pământești. Asta e primul lucru pe care trebuie să-l avem în atenție. Să luptăm împotriva poftelor, pentru că la asta se referă Sodoma. Știi? Între noi nu trebuie să fie lupte. Este exact ceea ce spune Avram lui Lot. Te rog să nu fie ceartă între mine și tine. Între frați nu există ceartă. Întotdeauna găsesc soluții. Noi avem de luptat nu unii împotriva altora, ci eu împotriva firii mele pământești, pe care s-o răstignesc împreună cu patimile și poftele ei, spune Sfânta Scriptură, că cei ce sunt al lui Hristos așa luptă. Dar cei ce nu sunt al lui Hristos, din păcate, luptă altfel. Și apoi un alt lucru care este foarte important și acum vreau să spun câteva lucruri pentru cei care sunt și încet, încet intrăm treptat așa în a vorbi probabil pe viitor despre revenirea Domnului Iisus Hristos, probabil despre Apocalipsa, probabil despre Daniel, și încet, încet suntem, ne îndreptăm înspre direcția respectivă și probabil anul viitor, nu mai este mult, vom începe un fel de studiu, am anunțit, probabil în zilele de joi, ca să fie așa mai interesant pentru toată biserica. Uitați, mai este un adevăr extraordinar. Războiul lui Avram împotriva celor patru împărați, da? Vorbește despre evoluția istorică a poporului Israel. Deci ceea ce ne arată Dumnezeu aici, în aceste nume, o să vedeți că e un lucru foarte interesant, e ceea ce Dumnezeu îi dezvoltă într-un vis lui Nebucadnezar și Daniel ajunge să dea acest vis, dea visului tălmăcirea respectivă. Uitați, în Geneza 14 sunt menționate numele căpeteniei sau numele împăratului și imediat după împărat sau căpetenie este menționat și numele poporului peste care stăpânește respectivul om. Și priviți, pentru prima dată și pentru ultima dată, nu cred că mai există, nu sunt sigur 100%, dar cred că nu mai există un alt verset în care să spună, uite cum spune versetul 13, a venit unul care scăpase și a dat de știre lui Avram, evreul. Avram, evreul. Și când vorbește Biblia despre Avram, evreul, se referă la Israel. Apoi, dacă vreți, în primul verset vorbește despre Amrafel al Șinearului. Șinear se mai numește, și Babilonul se mai numește Șinear. Dacă vreți, lucrurile astea se găsesc în Sfânta Scriptură. Șinear sau Babilon. Acum a avut Israelul, pentru că Avram simbolizează Israelul. A avut Israelul probleme cu Babilonul? A avut. Apoi vorbește despre Arioc, împăratul Elasarului. Elasar sau Grecia. Cum se mai numește Grecia? Republica Elenă. A avut probleme Israelul cu Grecia? A avut probleme cu Grecia. Apoi, Chedorlaomer este împăratul Elamului. Chedorlaomer sau Elam. Elam reprezintă Medo-Persia. A avut probleme cu Medo-Persia, da? A avut. Și Tidal este împăratul Goimului și Goim înseamnă popoare. Imperiul care a cuprins toate popoarele în sine însuși, toate popoarele cunoscute la vremea respectivă, era Roma. Deci, iată, toate împărățiile
vorbește despre Israel, se referă la Avram evreul, aici este, poate fi văzut ca pe o profeție pe care Dumnezeu o dezvoltă aici în istoria acestui război. Apoi vorbește despre Babilon, despre Medo-Persia, Grecia și Roma. După acest război, ca să vedeți ce urmează să se întâmple, după acest război, Avram se întâlnește, știți cu cine? Versetul 18. Melchizedec, împăratul Salemului, a adus pâine și vin. El era preot al Dumnezeului celui Cananean. Melchizedec este prototip al Domnului nostru Iisus Hristos. Și este împăratul păcii. Ceea ce urmează să se întâmple în scurt timp, frașii surori, în istoria acestui pământ, este venirea Domnului Iisus Hristos. A trecut Babilonul, a trecut Medo-Persia, a trecut Grecia, a trecut Roma. Urmează să renască această Romă, dacă vreți, și este simbolizat aici prin a doua intervenție, dacă veți citi capitolul 14 și vă veți gândi la el în felul acesta, veți vedea că are o a doua intervenție împăratul Sodomei, care îl simbolizează pe Anticrist. Dar după aceea, vine cine? Melchizedec. Adică Domnul Iisus Hristos. Întrebarea este, unde ne găsește Melchizedec, Domnul Iisus? În Valea Sodomei sau pe munte? Asta este întrebarea acestui rol. Asta este întrebarea. Valea Sodomei e acolo unde este și Egiptul și un fel de grădină al lui Dumnezeu. Adică merge și cu lumea și cu Dumnezeu. Asta simbolizează în prima instanță Sodoma. Acolo ne găsește Dumnezeu sau ne găsește pe munte. Ce înseamnă să fim pe munte? Ia, afișează, te rog, poate, dar în Psalmul 15, primele trei versete. Uitați ce înseamnă să locuim pe munte, pentru că Avram a lăsat câmpia și s-a retras într-un loc sigur. Spune, Doamne, cine va locui în corpul Tău? Și spune, va locui în corpul Tău, lasă versetul întâi. Cine va locui pe muntele Tău cel Sfânt? Înainte să ajungem în corpul lui Dumnezeu, trebuie să locuim pe un munte. Și continuă, spune, cel ce umblă în neprihănire. A fi pe munte înseamnă să trăiești în dreptate în neprihănire. Cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă. Acela care nu clevetește cu limba lui. Vorbe goale. Vorbește Biblia de vorbe goale. Nu face rău semenului său și nu aruncă o cară asupra aproapelui său. Asta înseamnă să locuim pe munte. Și în încheiere vreau să vă mai spun un lucru. Și apoi aș vrea să așteptăm cântarea din două de o zi, încă o dată. Pentru că așteptăm pe Domnul să vină. În istoria Sodomei avem inclusiv argumentul faptului că biserica va fi răpită înaintea marelui necaz. Luca 17, ca să vedeți, eu sunt adeptul acestei teorii, dar o să vorbim despre ea atunci când ne vom ocupa în mod special de aceste lucruri. Luca 17, versetul 28 și versetul 29. Deci avem inclusiv argumentul faptului că biserica va fi răpită înaintea marelui necaz. Și spune așa, ce s-a întâmplat în zilele lui Tot? Aidoma. Se va întâmpla Aidoma. La fel, identic. Și spune oamenii, mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau, dar spune Biblia versetul 29. Dar, în ziua în care a ieșit Lot din Sodoma, a plouat foc și pucioasă. Deci după ce Lot a ieșit afară din Sodoma, doar atunci a căzut foc și pucioasă peste acele. Dar, cu alte ocazii, ne vom mai opri asupra acestor lucruri. Deci, dragii mei, să învățăm din istoria acestor cetăți. Sodomia este la culme. Lot, de când spune Biblia că a fost un om neprihănit, era fost scos de acolo, dar a pierdut foarte multe lucruri. A fost scos de acolo, dar Lot a ajuns să păcătuiască, privind, apropiindu-se și apoi s-a trezit exact în mijlocul respectivelor fapte imorale. Nu cred că Lot a făcut așa ceva. Doar că îi se chinuia sufletul văzând și auzind lucrurile ce se vede, ce au încetate. Nu vă apropiați, nu priviți la ceea ce urmează să se întâmple, la lucrurile păgâne, oculte. Fugiți de tot ceea ce înseamnă influențe demonice și sărbători din astea care nu au nimic de a face cu împăratul vieții,
cu Domnul Domnilor Iisus Hristos. Hai să ne ridicăm picioare și măcar de două ori să cântăm, de două, trei ori refrenul acestei cântări și apoi împreună mulțumim Domnului. Nu plecăm din biserică până nu vom mulțumi Domnului pentru toată ziua pe care ne-a pregătit-o în această deosebită duminică.